Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o ediție Voi cu Voi. Am un invitat special în această seară, un invitat pe care nu l-ați mai văzut, dar care are o poveste interesantă și nu numai o poveste, este consultant spiritual, doamna Adina Moldoveanu, să-i spun Adina, pentru că suntem apropiate de vârstă și nu numai, suntem cumva și pe aceeași lungime de undă. Caută ceea ce banii nu pot cumpăra. În discuția pe care am avut-o cu Adina înainte de emisiune, este o pildă învățătură care mi-a plăcut foarte tare. O să vorbim în această seară despre rețeta abundenței, cum zic americanii, sau mai bine zis despre cele 7 chei pentru o dietă a minții. Și când spun dietă, eu între ghilimele, că nu punem creierul la curat de slăbit, dar în măsura în care noi reușim să-l setăm pe lucrurile importante care ni se întâmplă în viață, să înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri, de ce oamenii bogați nu sunt întotdeauna sănătoși, de ce oamenii sănătoși nu sunt întotdeauna bogați. O să înțelegem foarte multe lucruri în această seară, o să vorbim puțin și despre secretele cabalei. Nu știu foarte multe lucruri despre asta, dar cu siguranță Adina o să ne spună și o să vedeți cum a fost întâlnirea Adinei cu Dalai Lama. Mulțumesc foarte mult prietenilor noștri de la Hotel Intercontinental. Ca de obicei suntem la etajul 19, răsfățați în același apartament în care s-a filmat Neamuri Miliardar. Știu, sunt datoare cu povestea filmului, n-am uitat, însă depinde un invitat foarte important. Adina, bună seara, mulțumesc mult! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Dieta minții sună, eu când am văzut dieta m-am gândit că în sfârșit am găsit și eu metoda să fiu un pic mai slim fit. Da, cred că plecăm de aici ca să ajungem aici, nu? Totul pleacă de la minte. Așa. Spune-ne tu. Aș vrea să spun, practic, nu este o dietă neapărat, cât o corectare a programelor pe care toți știm sau nu știm că le avem în mintea noastră. În momentul în care ne dorim o dietă a corpului, evident că avem nevoie să și gândim un program astfel încât acest lucru se întâmple. Totul pornește de la minte. Uite, și eu mă gândesc că sunt mai tânără și mai slabă. Este un proces. În primul rând trebuie să ne dorim. Eu n-aș vrea să folosesc cuvântul trebuie, pentru că din punct de vedere neurolingvistic nu este de vibrație foarte înaltă. Există niște secrete care stau în spatele acestui proces și primul este legat de aceste cuvinte pe care să le folosim astfel încât să dea optimul în dieta noastră, dar nu este vorba numai de slăbit în general în viață. Nu, sigur că da. Este vorba de ce te face pe tine fericit. Și sunt oameni care își găsesc fericirea într-o carte, sunt oameni care își găsesc fericirea în a relaționa cu alți oameni, sunt oameni care își găsesc fericirea pur și simplu în familie. Oamenii au diferite niveluri de fericire. Și nu este de judecat, ăștia suntem diferiți din fericire, dar în același timp o dieta a minții ne ajută să obținem optimul în viața noastră. Și dacă tu, de exemplu, îți dorești, cum ai spus, să fii cu 20 de kilograme mai slim... Măcar mai slabă, dacă mai tânără nu se poate. Ai să râzi, dacă o să te uiți la anumiți oameni acum 10 ani, uite, chiar eu, dacă te uiți la o poză de-a mea de acum 10 ani și o poză de-a mea de acum, o să spui că acum sunt mai tânără decât acum 10 ani. Pentru că totul vine din interior și aș îndrăzni să spun că totul vine de la minte. Cum te programezi tu, pentru că acolo este hard disk-ul nostru, cum te programezi, practic totul se reflectă în organismul tău. Fie că este vorba de sănătate, pentru că și partea de slăbire este o componentă a sănătății, dacă vrem să spunem așa, dar în același timp, cum te simți tu? De ce îți dorești să slăbești 20 de kilograme? Oamenii de multe ori nu știu ce doresc. Și prin întrebări succesive își dau seama ei de fapt ce își doresc. Pentru că ei vin de multe ori cu o problemă și de fapt alta este problema. Alta e cauza de fapt. Da. Ei spun că n-au timp să se ocupe de familie pentru că sunt prea concentrați pe carieră și de fapt lipsa de timp este, să spunem,
un motiv fals. În spate se ascunde cu totul altceva și canalizează, de fapt, energia în alte locuri ale vieții lor și nu reușesc ca să-și dea destul timp familiei. Și atunci spun, domnule, din lipsă de timp eu nu mă pot ocupa de copii, nu mă pot ocupa de soțul și uite ce se întâmplă, familia mea e dezmembrată. Bineînțeles că există o cauză, din întrebări succesive ne dăm seama care este cauza și acolo lucrăm. Pentru că eu și tot ceea ce este în spatele meu, și prin asta spun toate acele sisteme prin care eu am trecut, de la creștinism și aprofundarea creștinismului, pentru că una este ceea ce înveți la biserică și una este cu adevărat creștinismul practicant, ca să spunem așa. Plus istoria religiilor pe care ai studiat-o și e important exact. Să știe telespectatorii exact. Și lucrul acesta. Trecând apoi prin budism și întâlnirea extraordinară cu Dalai Lama, prin care n-aș dori să spun că mi-a dat o confirmare, că de fapt mi-a dat viziunea pentru ce se întâmplă în viața mea în momentul de față. Și finalizând cu Cabala, unde pentru mine s-a produs un salt de conștiință extraordinar, mi-am dat seama că de fapt acolo sunt multe explicații pentru ceea ce nu găseam sau nu aveam eu acces la acele explicații din religiile respective și am reușit ca să traduc aceste manuscrise străvechi și toate aceste învățături care mii de ani au fost dedicate numai oamenilor inițiate, am reușit să le traduc și să concep această nouă structură, acest nou, n-aș vrea să-i spun paradigmă, că poate e prea mult spus, dar un sistem prin care oamenii să poată să înțeleagă ceea ce înseamnă dieta minții. Dar nu făcut de mine, repet, ci cumva tradus tot ceea ce se află în aceste cărți străvechi. Haideți să vadă telespectatorii ce înseamnă Cabala, ca să înțeleagă despre ce e vorba și ne întoarcem la discuția cu Adina. În traducere, Cabala înseamnă tradiție și desemnează ramura majoră a ezoterismului iudeo-medieval. De aceea, la prima vedere, poate părea surprinzătoare formularea Cabala creștină. Cabala creștină este un curent de idei anterior renașterii care și are originea în dialogul pe marginea raporturilor dintre confesiunile evreilor și creștinilor, conotații misionare, cercetarea umanistă a textelor și surselor, studiu necesar al ebraicii. Cel care deschide noua generație de erudiți dorniți să dea o dimensiune umanistă a fost Giovanni de la Mirandola. El a deschis perspectiva înțelegerii aprofundate a textelor dificile din Vechiul Testament, a căutării unei concilieri doctrinale între diferențele curentelor filozofice și religioase. Tratatele scrise sub formă de dialoguri, un păgân, un evreu, un creștin, în primul, un grec, un evreu, un musulman, în al doilea, sunt despre limbaj și proprietățile miraculoase ale cuvintelor și literelor. Tratatele au fost la baza documentară și filozofică pentru toți cabaliștii creștini. Cabala creștină este scrisă sub forma unui dialog între un cabalist și un filozof creștin cu scopul evident de a-l converti pe evreu la creștinism folosind argumente de natură cabalistică, dar și ample pasaje din Noul Testament. Discuția pornește de la definiția universului și de la cauza primă, instituirea primordială, cabalismul descrie natura lui Dumnezeu ca pe o lumină nemărginită care umple tot spațiul în așa fel încât să nu rămână niciun loc gol, în același timp însă această lumină îmbrăcată oriunde s-ar afla, un caracter de umanitate, simplitate și uniformitate perfecte care ar face o pretutindeni asemănătoare sieși. Filozoful creștin îi amintește cabalistului că o afirmație asemănătoare despre lumina neapropiată se găsește în Epistola 1 către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Un alt subiect al discuției este despre Trinitatea creștină, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, moment în care cabalismul vorbește despre mijlocitorul între toate făpturile originale, cauza perfectă, lăcașul infinitului, sălașul luminii, cel divizat în 10 atribute, coroana supremă, înțelepciunea, inteligența, mila, dreptatea, frumusețea, eternitatea, slava, temelia, regatul. Filozoful creștin răspunde afirmațiilor cabalistului cu argumente despre Mesia, căruia se atribuie 10 grade asemănătoare fiecare dintre preopinenți, afirmând și dovedind că întotdeauna calitățile și însușirile unuia se regăsesc și în celălalt. Starea constituirii, preexistența sufletelor, persoanele divinității, căderea sufletelor, restituirea sufletelor, restituirea mesianică sunt alte teme ale dialogului dintre cabalist și filozoful creștin, purtat nu în spiritul polemic, ci mai curând în dorința de a cuprinde, prin referiri constante la Zohar și la Vechiul Testament, amploarea și subtilitățile spiritului profetic și ale perspectivei apologetice.
Bun, ai lansat această carte în America. Are o prefață extraordinar, evident, scrisă de un om extraordinar, profesorul Constantin Dulcan, care scrie niște lucruri foarte interesante despre cartea ta. De ce ai lansat cartea în America, Adina? E bestseller în America. Da, pe Amazon. A fost bestseller în fața unor nume de prestigiu, cum ar fi John Maxwell. El era în momentul respectiv pe nivelul 13, eu eram pe locul 1. Da, s-a produs așa ceva pentru că în America oamenii sunt mult mai deschiși la a înțelege mintea. Și pe principiu niciun rege nu e rege în țara lui. Corect. Am ales ca să mă duc acolo unde oamenii sunt mult mai deschiși, au perceput imediat acest nou sistem. De aceea și cartea a devenit bestseller. Am fost, mă rog, și invitată la televiziuni ca să povestesc despre carte, pentru că nu își închipuiau nimeni dintr-o țară din Europa să ajungă bestseller pe Amazon. Și le-am explicat, de fapt, cu ce vin eu nou în această carte. Pentru ei a fost un aha și de aceea am devenit bestseller acolo. Întorcându-mă în țară, am avut onoarea ca să mă întâlnesc cu domnul profesor Dulcan, căruia îi mulțumesc pe această cale. Și de îndată ce dânsul a văzut manuscrisul, s-a oferit ca să îmi scrie și prefața și mai mult decât atât să o public la Școala Ardeleană, unde și dânsul își publică cărțile, în colecția dânsului Noua Spiritualitate, în care promovează exact ceea ce aduc și eu, o nouă spiritualitate, adică un nou sistem, o nouă gândire, oameni care își doresc ca să aducă și ei propria contribuție la înălțarea conștiinței omenirii. Adică pe o matriță străveche a religiei de exact mii de ani, sunt niște chei exact, da, pe care oamenii le primesc ca să înțeleagă și ce li se întâmplă, să înțeleagă ce trebuie să-și dorească, cum trebuie să-și dorească și cum trebuie să facă asta. Ai aici niște capitole foarte interesante. Primul este meditația. Uh-huh. Hai să le luăm așa un pic pe rând ca să le dăm puțin oamenilor din cartea ta, pe care dacă vor și-o pot comanda pe net. Meditația este importantă, e la tine primul pas, prima da. Cheie, nu? Da. Chiar discutam cu Lama Tampai, unul dintre lama cu care am studiat. Dânsul a fost și la bisericile noastre și vorbea cu preoții noștri de acolo și spunea, uite, ne rugăm în același fel, medităm în același fel. De fapt, meditația, extrapolând acest termen, este o rugăciune interioară, este o centrare a minții pe inimă, astfel încât să putem să înțelegem de fapt ce își dorește sufletul. De aici pornește totul, pentru că dacă ar fi să revenim la ceea ce vorbeam la început și cu ce am început această emisiune, de fapt, ce bani nu pot cumpăra? Sănătatea, viața, ce își dorește sufletul, fericirea. Exact. Mulți, și am întâlnit chiar în periplul acesta pe care l-am avut prin mai multe religii, oameni foarte bogați financiar, care nu au sănătatea optimă. Am întâlnit oameni foarte bogați financiar, care nu au o relație, n-au o familie, n-au o împăcare a lor cu ei înșiși, pentru că, de fapt, poate nu toți oamenii sunt făcuți să aibă o familie. Și în momentul în care vin la mine, ei spun, uite, vreau să fiu ca și cu tare, dar asta îți dorești tu, asta își dorește sufletul tău. În momentul în care meditezi, îți dai seama de fapt ce își dorește sufletul tău. Ești tu în această matrice sau nu? Pentru că nu toți suntem făcuți pentru asta. Și cum îți dai seama dacă e sau nu în matrice, Adina? Sunt niște întrebări. Da, tu îți dai seama, nu neapărat omul care face meditația. Ba da, pentru că la început fac o meditație ghidată, omul vede în sufletul lui ceea ce își dorește, și după aceea îl învăț să mediteze, pentru că mie îmi place să învăț oamenii. Și eu la rândul meu sunt student al profesorilor mei, dar la rândul meu dau din învățămintele lor.
eu nu sunt decât un mesager. Nu pot să-mi arog eu niște drepturi pe care nu le am. Dar în momentul în care înveți un om, el are propria satisfacție că își găsește acel ceva pe care sufletul lui îl dorește. Și este fascinant să vezi cum oamenii se autodescoperă și au așa un aha moment în care zic, uite, nu mi-am dat seama că asta mă îmbucura sufletul, că asta îmi doream, că asta era tot ceea ce îmi lipsea în viața mea. Vorbind de ceea ce banii nu pot cumpăra. De fapt, ăsta este momentul. Ăsta este un lucru pe care nu-l poți cumpăra cu bani. Zeciuiala. Da. Că asta știe toată lumea ce înseamnă. De ce este importantă această zeciuială? Acum eu explic în cartea mea, pentru că în Zohar, cartea de căpătâi a Cabalei, acolo este pe larg dezbătută această temă. Zeciuiala, dacă ne gândim la vechii babilonieni, ei practicau zeciuiala și de asta ei prosperau. Mulți nu înțeleg, de fapt, partea metafizică a zeciuielii, ce este în spate, ce se întâmplă, de fapt, în cealaltă parte care nu este vizibilă pentru noi toți. În momentul în care noi primim niște bani în univers, noi primim întotdeauna mai mult cu 10%. Și, de fapt, universul ne arată că poate să ne dea, că avem drept divin la abundență, dar avem și noi partea noastră, tema noastră de casă. Adică să facem banii să circule, să îi dăm mai departe, astfel încât și alții să se bucure de această abundență. Eu chiar spuneam la un moment dat, chiar și în carte, dar și la seminariile mele, dacă toți am face zeciuiala, cel puțin într-o încăpere, vă dați seama că nu ar mai fi oameni care să ducă lipsă de ceva. Cum se face corect această zeciuială, Alina? Zeciuiala, există mai multe nivele de zeciuială, sunt chiar 10. Poți să o faci pur și simplu, pentru că ți-a spus cineva, domne, e bine să faci zeciuiala, ca să poți să ai bani în mod constant, deci e ca un job description, ca să spunem așa. Deci o faci fără a avea neapărat o intenție precisă. O faci ca așa ai auzit, sau cum fac majoritatea de la noi, se duc și pun în cutia milei la biserică. Da? Este și asta o formă de zeciuială. Al doilea nivel, care este un pic mai elevat, este momentul în care îi spui, ok, îți dau zeciuiala pentru tine că ai nevoie. Vine un om și spune că are o nevoie. Și îi spui, uite, din banii care am câștigat luna asta, asta este partea mea de zeciuială, eu chiar mi-o pun într-un sertar separat la birou. Așa, și cine vine și spune că are o nevoie, îi dau din sertarul respectiv. Asta este un alt nivel. Bine, ar trebui să trecem prin toate cele 10 nivele, dar cel mai important este și aș vrea să ajung la nivelele la care lumea nu prea are acces, să dai zeciuiala astfel încât nimeni să nu te știe. Cel mai mult mie îmi place și fac chestia asta, mai ales printre prieteni. Ei nu știu că, de exemplu, vin banii de la mine sau de la altul, adică printr-o a treia persoană. Adică eu îți dau ție banii ca să-i dai lui Gigel care are nevoie, dar el nu știe că banii vin de la mine și nici nu vreau să-i spui. Tu îi spui, uite, am făcut rost de bani pentru nevoia ta, dar atât. Momentul în care tu rămâi anonim în univers, îți vin mult mai multe decât ai dat. E, ăsta este un nivel de zeciuială pe care nu puțin prea... Puțin probabil că îl pot face. Puțin probabil. Puțin spiritual mă refer, nu financiar. Da, majoritatea, știi cum sunt, chiar le place să laude cu zeciuiala sau, mă rog, că ajută oameni. Am văzut, e plin Facebook-ul de tot felul de acte de caritate care se fac într-un moment sau altul al vieții. Nu-i condamn, e nivelul lor, atâta pot ei. Dar ceea ce vreau eu să spun telespectatorilor este că există și un alt nivel și ar fi de dorit să existe cât mai mulți oameni cu acest nivel. De ce? Pentru că tot lor le va fi mai bine, dar și comunității. Și asta este iarăși foarte important. Adică zeciuiala asta practic se împarte, dacă stai să te gândești logic, la toți cei care au nevoie. Asta înseamnă exact că nivelul lor și financiar și de viață se ridică, da, prin anonimi. Da, și mai mult decât atât, un alt nivel și mai înalt este să dai unor comunități în nevoie, internaționale, să spunem, la Crucea Roșie, de exemplu. Dar tot așa, în mod anonim, să nu știe de unde le vin banii, deci unor cauze planetare,
dacă ai acces la ele. Uh-huh. Și știi, uite, acum, de exemplu, cum sunt problemele acestea din Grecia. Putem să dăm pentru reconstrucția caselor, să spunem. Sunt convinsă că există niște ONG-uri care se ocupă cu așa ceva. Dar nu să spun, uite, eu am dat pentru asta și să-mi pun prin screen cum fac majoritatea pe rețele de socializare. Că nu despre asta este vorba. Este vorba ce simți tu pentru tine și, de fapt, ce faci tu pentru sufletul tău ca să ajuți oamenii aceia. Sau să ajuți o cauză, sau să ajuți, eu știu, o școală. Eu, de exemplu, la un moment dat îmi doream foarte mult ca să vină către mine oameni care să mă învețe. Și atunci am spus, chiar în meditație, am zis, cum pot să fac lucrul ăsta? Și am spus, ajută școli. Și am început să ajut. Aveam pe lângă mine copii care făceau meditații și nu aveau bani cu părinții să facă meditații. Am început să-i ajut. Am început să dau cărți la școli. Am făcut toată partea asta pentru partea de educație. Și ce să vezi? Au început să vină către mine oameni care să mă învețe și să își dea această silință să fiu mesagerul științei lor. Și asta mie mi se pare fascinant. Dar eu n-aveam de unde să știu. Prin meditație am reușit să accesez această... Dar îți vine gândul în timpul meditației, iartă-mă, că da, nu știu da. Cum, adică da. Chiar nu... Da, este, este un moment de echilibru al tău, exact cum am spus, cobor mintea în inimă, în care pur și simplu tu nu mai ești prezent și lași să vină. Deci nu spui vreau eu să obțin cu tare. Nu, lași să se întâmple lucruri. Bineînțeles că stabilești intenția înainte de meditație, aș dori să obțin răspunsul la această temă. Și pe urmă lași liniștea să coboare în suflet, îți golești exact. Mintea, de fapt, exact. Despre asta e vorba. Teoretic da. Știu, practic niciodată n-am încercat. Și atunci se numește revelație cumva sau sentimentul e de revelație. Când termin meditația, brusc îți vine în cap lucrul pe care trebuie să-l faci? Poate să-ți vină în diferite metode. Am, de exemplu, clienți care accesează foarte bine în somn. Adică meditează acum, dar răspunsul le vine în somn. Uh-huh. Am clienți cărora le vin în meditație pentru că au o practică a meditației și știu exact să se focalizeze în momentul ăla și atunci le vine chiar atunci răspunsul. Și am clienți care primesc, de exemplu, un telefon. Ei vor, am avut chiar pe cineva care își dorea foarte mult o sponsorizare, nu mai știa unde să întrebe, mai ales pe vremurile astea, e mai greu cu sponsorizările. Și am spus, lasă să vină, nu mai te concentra tu pe oamenii pe care trebuie să-i abordezi, lasă să vină ei către tine. Imaginează-ți că ești un magnet și atât. Și la două zile după primești un telefon, adică n-a făcut nicio acțiune proactivă, ca să spunem așa. Pur și simplu a lăsat să vină. Este și asta o metodă prin uh-huh. care poți să accesezi. Dar liniștea ta vine în meditație. Și tot acel moment sacru pe care tu îl creezi, de fapt, îți dă acces la aceste răspunsuri. Rugăciunea, Andina, mai ai aici? Da. Sunt oameni care nu știu să se roage. E puțin așa, scos din context, pentru că, în mod normal, fiind un popor creștin, ar trebui să știți să ne rugăm. Suntem învățați de mici, în principiu. Dar făcând și NLP, la Londra, ei acolo au un alt sistem decât l-am văzut pe aici, prin România. Au un sistem prin care te corectează și de asta l-am inclus în dieta minții, pentru că dieta minții este practic o corecție a unor programe, exact cum spuneam la început. În momentul în care tu îți corectezi rugăciunea prin aceste cuvinte cheie, de vibrație superioară, și vă dau un exemplu. Mulți dintre noi spun vreau cu tare, o casă sau nu știu ce, dar vreau. Da? Vreau este un cuvânt de vibrație mai joasă decât doresc. E un must. Da. Adică le-i cap un must, nu cap da. O rugăciune de fapt. Exact. Adică dă-mi odată. Da. Da. Adică ego-ul meu, cine vorbește? Ego-ul meu vorbește clar dacă vreau. În momentul în care spun doresc, este cu totul altceva. Este o dorință lansată în univers. Și atunci, după cum vezi, are și o altă muzicalitate. Da, corect, da? Corect, așa exact. E. Exact. Momentul în care tu lansezi așa ceva, cu această energie, un asemenea vibe în univers, evident că se întoarce tot în felul acesta, frumos. Și atunci dorința ta îți va fi împlinită. Asta e unul sigur. Trebuie, exact cum spuneam la început. Trebuie, nu există în acest limbaj.
trebuie să iau examenul cu tare, cum mai am elevi care îmi vin și îmi spun, eu mă rog că trebuie să iau examenul ăsta, că altfel nu știu ce se întâmplă. Și zic, nu trebuie nimic pe lumea asta. Cum poți să te rogi ca să iei un examen? Corect. Cum poți să te rogi corect? Cum? Cum poți să te rogi? Pentru că toți suntem în perioada asta. Ajută-mă, Doamne, sau la cine te rogi tu, că fiecare are Dumnezeul lui, cum spun eu. Eu lucrez cu oameni de toate religiile și de asta nu pot să canalizez numai către un Dumnezeu. Ajută-mă, Creatorule, că este mai universal spus. Ajută-mă ca să depășesc acest moment. Optim. Pentru că am avut situații în care, rugându-se așa, au primit altceva decât se așteptau, dar a fost optim pentru ei și asta este important. Și o să vă dau un exemplu care îl am și în carte. Este casa cu piano, cum îi spun eu. Am avut un client celebru deja, că e pomenit și în seminare și în carte, care își dorea foarte mult să-și cumpere un pian. Și strângea bani, un pian nu costă puțin, da, la nivel de 100 și ceva de mii de euro. Între timp, nevasta lui a rămas gravidă și, rămânând gravidă și având în viitorul apropiat să facă un copil, s-au gândit că trebuie să schimbe casa. Și atunci toți banii care își strânsese pentru pian, practic... Au mers acasă. Așa gândea el că ar trebui să meargă către casă. Și a venit la mine, zice, ce fac? Ani de zile m-ai pus să mă rog pentru pian, uite, aproape îmi strânsesem toți banii de pian și acum ce fac? Pentru că prioritatea noastră este copilul, deci nu pot să, este stăteam într-o garsonieră. Nu pot să cresc un copil într-o garsonieră și să am un pian, adică îmi ocupă toată garsoniera. Și am spus, nu te rogi corect. Și zice, cum adică, unde greșesc? Pentru că mi-ai spus să mă rog pentru pian. Nu, el se ruga, dă-mi, Doamne, banii pentru pian. Și am spus, nu te rogi corect, spune să-ți dea pianul. I-a dat pianul și pe urmă i-am spus, roagă-te ca să-ți dea o casă cu pian. Și zice, cum adică o casă cu pian? Zic, o casă cu pian. Și exact asta a primit. Cum a primit? Pentru că el se ruga prost. Zice, Doamne, dă-mi bani suplimentar ca să cumpăr și casă și nu știu ce strala. Și nu, a primit o casă, o casă pe care a renovat-o, că nu era în condiții foarte bine, dar a avut bani. A primit o casă în care cadou avea... sau? Nu. Prin rugăciune. A găsit o casă, așa, în care exista un pian. Ea fiind extinsă ulterior, pianul n-a mai putut fi scos din casă. Și atunci, cei care au moștenit, pentru că au moștenit casa cu totul, au vândut-o cu pianul în ea. Și am zis, vezi, dacă te rogi corespunzător că Dumnezeu îți dă și una și alta, pentru că el își dorea foarte mult ca să exerseze pianul, fiind pianist, să poată să încânte cât mai multă lume. Și a fost magic când a venit și a venit pur și simplu plângând, ca bărbat, se pare un pic așa, vine plângând. Ce, nu-ți dai seama ce mi s-a întâmplat? Zic, spune-mi ce ți s-a întâmplat. Ce, am găsit o casă cu pian. Zic, cum adică o casă cu pian? Zice, păi pentru că m-am rugat la asta. Și asta am vrut să spun, că magia vine în momentul în care tu știi să formulez algoritmul corect pentru rugăciune. Că aici vreau să ajung. Uh-huh. Algoritmul este foarte important și, de fapt, este important în orice intenție o avem noi în viața de zi cu zi, nu numai în rugăciune. Dar rugăciunea este, devine, cum spun mulți, miracol. Dar, de fapt, miracolul ți-l faci tu. Momentul în care știi toți acești pași. Da, foarte interesant. Da. Mai e aici un capitol, bine, ai mai multe, da. Sper să avem timp să vorbim puțin. Cinașa de taină. Da, evident, când vezi cina cea de taină ca și concept, că nu este vorba numai de pictura în sine sau imaginea. Imaginea, da, de adevărul istoric, să spunem așa, nu realizezi de fapt ce este în spate și că evident acesta este un cod. Foarte interesant este să vezi cum pictorul a găsit personajele și primul l-a găsit pe Iisus, l-a pictat, urmă a pictat toți apostolii și ultimul a rămas Iuda. Și nu reușea să găsească un model pentru Iuda. Și după ani de zile de căutări a găsit, a căutat și a găsit și cel care a venit modelul i-a spus, zice, nu ți-amintești de mine, că am mai pozat pentru tine.
Și a spus, nu mi-amintesc. Zice, cum? Când ai pozat? Zice, acum câțiva ani, când mi-ai spus că vrei să pozezi pentru ca să mă pictezi Iisus. Și zice, cum? Tu ești acela? Zice, da, eu sunt acela. În momentul în care eu am auzit această poveste, atunci pur și simplu mi s-au deschis niște lucruri și am început să înțeleg de fapt ce se întâmplă. Cina aceea de taină și de fapt toți apostolii lui Iisus, cel puțin așa simt eu, acum telespectatorii poate să fie de acord sau nu, dar am găsit și dovezi științifice la acest lucru, sunt de fapt diferite fețe ale oamenilor și ceea ce a dorit Iisus să arate prin cei 12 apostoli, a dorit să arate diferite pilde ale oamenilor. Toți suntem într-un moment sau altul Toma necredincios. Nu ți s-a Corect. Întâmplat? E, da, bineînțeles. Toți suntem un Iuda într-un moment sau altul. Corect. Toți suntem un Petru. Care ne lepădăm da. Mai devreme sau mai târziu de cineva. Chiar de noi, de propriile noastre convingeri. Azi vrem ceva, mâine dorim altceva. Suntem ușor coruptibili, ca să spunem așa, într-un moment sau altul de slăbiciune în viața noastră. Este normal, suntem oameni. Nu e de condamnat. Dar ceea ce arată momentul în care te uiți la cina cea de taină, de fapt vezi toate fațetele noastre într-un moment sau altul al vieții și cum trecem fiecare prin aceste etape, astfel încât să ne reușim să fim întregi, să spunem așa, îndumnezeiți, cum spun părinții. Foarte interesant asta. Stai că mai ai matematica și jocurile de noroc și aici chiar nu știu ce vrei să spui. Pentru că nu prea are nicio legătură așa la prima vedere. Da, asta a pornit de la o experiență personală în care am fost dusă de viață și de aici evident că am tras o pildă pe care am dorit să o împărtășesc cu cititorii mei. Este de fapt, universul nostru este matematic. Acum știm cu toți, există o grămadă de numerologi în piață care spun asta și demonstrează și este adevărat. Dar dincolo de treaba asta, este vorba de cum înțelegi această matematică a universului și cum o raportezi la viața ta de zi cu zi. Pentru că poți să fii și indoctrinat, să zici nu merg azi, nu știu unde, că e ziua de. Și 13, are, da, că mi-a tăiat pisica calea. Da, și să crezi în lucrurile astea și atunci evident că le dai putere ca ele să se întâmple. Sau poți să fii proactiv, cum spunem noi în Kabbalah, și să depășești această gândire negativă. Decizile nu de noroc, Adina. Da. Aici? Da, acolo este decidit, este o experiență personală. În momentul în care am avut o vacanță, am trecut printr-un casino și, deși puteam să intuiesc numerele care pot ieși la ruletă, n-am făcut asta, pentru că mi-am dat seama că darul divin pe care îl primisem referitor la partea de ajutor al oamenilor prin terapii și prin tot ceea ce fac eu, mi se va lua în momentul în care investesc acest dar divin în lucruri de joasă vibrație, ca să spunem așa. Dar cum ai avut această... Cum ai primit acest har, ca să zic așa? El pur și simplu a venit în momentul în care m-am trezit spiritual. Nu l-am conștientizat pe moment, de fapt l-am avut de când m-am născut, dar nu l-am conștientizat. Au fost mai multe etape ale vieții. Prima a venit la 7 ani, când am avut prima mea revelație, a doua a venit la 18 ani, pe urmă la 24 și într-un final la 40. Când a fost, să spunem, trezirea spirituală, unde, și asta este foarte important pentru că exact din experiența clienților mei este important și unde ai trezirea spirituală, pentru că în funcție de locul respectiv și de vibrația locului respectiv, înțelegi de fapt care este drumul. La mine a fost în Egipt, pe muntele Sinai, acolo unde Moise a primit cele 10 porunci. Exact în momentul. Ce ți s-a întâmplat acolo? Pur și simplu am intrat într-o meditație, fără să știu să meditez până atunci, deci atunci chiar nu meditasem. Ghidul care m-a însoțit acolo mi-a spus să stau lângă copacul unde Moise a primit cele 10 porunci, să văd ce mi se întâmplă, deci pur și simplu m-a plantat acolo, ca să spunem așa. Și am stat în meditație, nu-mi dau seama cât, el a zis că cel puțin o oră, dar eu nu știam nimic, deci pur și simplu am intrat într-un alt univers, nu știu ce să zic. Nici acum nu-mi explic ce s-a întâmplat, dar important este că după acel moment am privit cu totul altfel viața și mi-am dat seama care este misiunea mea, mi-am dat seama că totul este legat de
momentul ăla istoric, adică al lui Moise, și de aceea și practic Kabbalah, pentru că este legat. Și mai mult decât atât, este de acolo, practic, am înțeles și tot ceea ce se întâmplă lângă mine, adică cu oamenii de lângă mine, cu tot ceea ce ei înțeleg și nu înțeleg, cum pot să ajut alți oameni, la ce îmi folosește experiența de până atunci. Hai să-mi povestești întâlnirea cu Dalai Lama și eu îți promit că la următoarea emisiune să vorbim, pentru că mai ai aici niște capitole foarte interesante pe care aș vrea să le povestim, cum ar fi iubirea de sine, despre care putem vorbi, cred că, 40 de minute liniștite. Sigur. Haideți să vadă telespectatorii cine este Dalai Lama, pentru cei care nu știu cine este Dalai Lama, desigur, pentru că mulți știu, și ne întoarcem la povestea Adinei. Al 14-lea Dalai Lama este șeful spiritual și temporar al Tibetului. S-a născut la 6 iulie 1935 într-un mic sat de țăran din provincia Amdo. La vârsta de 2 ani a fost descoperit ca fiind încarnarea predecesorului său, marele Dalai Lama al 13-lea. La vârsta de 4 ani și jumătate este adus în capitala statului tibetan și instalat pe tron în calitate de șef suprem temporal și spiritual al Tibetului. Copilăria și-a petrecut-o mai ales în compania călugărilor și a discipolilor, făcând foarte rar vizite familiei sale din satul natal. Înclinația născută pentru studiu și curiozitatea pentru lumea din jurul Tibetului l-au determinat să-și lărgească permanent cunoștințele, inclusiv studii de limbă engleză, științe și matematici, însă partea cea mai importantă a educației sale a fost făcută în manieră tradițională tibetană. Scopul principal al sistemului tibetan constă în lărgirea și cultivarea minții printr-o mare varietate de cunoștințe. În ceea ce privește standardele avansate de educație seculară, programa școlară include teatrul, dansul și muzica, astrologia, poezia și compoziția. Cursurile de instrucție superioare includ arta vindecării, sanscrita, dialectica, artele și meseriile, metafizica și filozofia religiilor. Dintre acestea, 5 subiecte elevate, după cum mai sunt numite, ultimul este considerat fundamental. Sfinția sa și-a început educația la vârsta de 6 ani, iar la 25 a luat doctoratul în filozofie budistă. Periodic a fost examinat de cercurile profesorale de la principalele universități monastice în fața congregațiilor de profesori. De la vârsta de 16 ani, Dalai Lama și-a asumat întreaga putere temporară și în timp de 9 ani a urmărit reconcilierea cu guvernul chinez. Cu toate acestea, în 1959 izbucnește o revoltă împotriva Chinei, iar Dalai Lama este nevoit să părăsească Tibetul și să se stabilească în India, unde este urmat de peste 100.000 de conaționali. Spre deosebire de predecesorii săi, al 14-lea Dalai Lama a efectuat vizite în nenumărate țări și a întreținut un dialog constant cu personalități aparținând unor spații culturale, religioase și ideologice foarte diferite. De-a lungul vremii, reputația sa de om al păcii și înțelegerii a crescut neîncetat. A primit numeroase premii naționale și internaționale, inclusiv premiul Nobel pentru pace în 1989. În ultimii ani, multe universități occidentale i-au conferit titlul de doctor honoris causa ca o recunoaștere a importanței scrierilor sale asupra filozofiei budiste și a rolului pe care personalitatea sa îl joacă în dialogul ecumenic și în menținerea armoniei între marile religii ale lumii. În timpul călătorilor pe care le-a efectuat în străinătate, Dalai Lama a susținut cu tărie necesitatea respectului reciproc și a unei mai bune înțelegeri între diferitele credințe ale lumii. În aparițiile sale publice, urmărește să transmită neobositul său mesaj de iubire, compasiune și non-violență, precum și sentimentul universalei responsabilități pentru destinele acestei lumi, dar mai ales pentru pace. China, care a anexat Tibetul în 1951 și de atunci a păstrat un control strict asupra regiunii, consideră că alegerea următorului Dalai Lama revine doar Chinei și chiar au consacrat acest drept în legislația chineză, conform The Guardian. Dalai Lama, care a împlinit recent 86 de ani, a insistat asupra faptului că discuțiile privind moartea sa sunt premature. Potrivit propriilor viziuni, el va trăi până la 113 ani. În același timp, a început deja o luptă pentru putere pentru cine îl va alege reîncarnarea după ce va muri. Luăm în considerare situația extrem de probabilă că atunci când al 14-a Dalai Lama va muri, vor exista doi Dalai Lama numiți în locul său, a spus un expert tibetan. Unul ales pe baza instrucțiunilor lăsate în urmă de preasfinția sa Dalai Lama și unul ales de Partidul Comunist Chinez. Cu toate acestea, China nu este singura țară care urmărește acum succesiunea lui Dalai Lama. Din 1959, el a trăit în exil, a fost amplasat în Himalaya, iar Tibetul a rămas un factor sensibil în relația Indiei cu China, cu care are o frontieră de peste 3200 de kilometri. India are controlul asupra mișcărilor lui Dalai Lama, atât în India cât și în străinătate. Dar întrucât relațiile cu China s-au deteriorat în ultimul an,
din cauza agresiunilor de la frontieră, a existat o presiune crescută asupra guvernului indian pentru a-și consolida politica în Tibet, inclusiv declarând că doar Dalai Lama poate alege un succesor. Controversele asupra succesorului vor avea probabil un impact direct asupra Indiei. Un posibil scenariu propus chiar de Dalai Lama este acela că s-ar putea reîncarna într-o țară liberă, probabil să fie mai degrabă India decât Tibet. Potrivit tradiției, fiecare Dalai Lama este o reîncarnare care întruchipează compasiunea tuturor Buddha. El este cel mai important lider politic al tibetanilor. Totodată, după ce Dalai Lama moare, începe o căutare în Tibet pentru a-și găsi reîncarnarea bazată pe semne precum unde se uita când a murit, în ce direcție bate vântul când este incinerat și viziuni interpretate de un lac oracol din Tibet. Pe baza acestor viziuni, grupurile de căutare sunt trimise pentru a găsi cine are control asupra mișcărilor lui Dalai Lama, atât în India cât și în străinătate, până când devine cea mai potrivită persoană. În timp ce majoritatea Dalai Lama au fost găsite în Tibet, unul s-a născut în Mongolia și altul într-o zonă care este acum în India. Dalai Lama crede că reîncarnarea sa va fi politizată și ar putea fi reîncarnat într-o femeie sau deloc. Când și cum te-ai întâlnit cu Dalai Lama? A fost o întâlnire pur și simplu, n-aș vrea să spun întâmplătoare, pentru că nu există nimic întâmplător în lumea asta, dar fascinantă, cu siguranță. A fost culmea într-un moment al vieții mele în care nu știam ce fac, după trezirea spirituală, în care mi-am dorit foarte mult altceva, dar nu știam care-i calea. Și am avut niște prieteni care mi-au spus, uite, vine Dalai Lama în Europa, hai să mergem la el la conferință. Am fost în Ungaria, la Budapesta, și am zis, ok, merg să îl ascult. Îi știam, evident, învățăturile, citisem foarte multe cărți, dar e altceva în momentul în care stai față în față, chiar dacă stai într-o sală de 10.000 de persoane, așa am gândit eu. Practic stai în câmpurile lui, sunt multe învățături care se transmit prin simplu fapt că ești în câmpurile lui, poți să ai o dezvăluire practic a misiunii sufletului tău. Și în noaptea de dinainte de conferință am meditat mi-am stabilit o intenție. Îmi doresc foarte mult ca măcar pentru o secundă să-l întâlnesc față în față, adică să stau mai aproape de el decât aș sta într-o sală de conferință. Și bineînțeles că mi s-a îndeplinit, nu speram, dar îmi doream, pur și simplu sufletul meu își dorea acest lucru. Și s-a întâmplat într-un mod evident fascinant, numai Dumnezeu poate să pună la cale toate aceste lucruri. Un om cred că nu ar fi reușit să le facă. Pur și simplu în momentul în care ne duceam către sala de conferință, s-a produs un ambuteiaj din cauza că toți ziariștii erau acolo la hotelul lui. Noi n-am stat la hotelul lui pentru că nu mai erau locuri. Am stat la un alt hotel și taxiul nostru practic n-a mai putut să treacă de partea cealaltă a râului. S-a blocat tot și ne-a lăsat în mijlocul intersecției. În momentul în care am coborât din taxi, ne-am dus să vedem, pentru că noi nu ne dădeam seama ce este acolo. Și ne-am dus către mulțimea, am crezut că este un accident sau ceva, adică pur și simplu nu ne dădeam seama ce poate să fie în mijlocul intersecției. De fapt, toată lumea era strânsă ca să îl fotografieze, pentru că ieșea din hotel și așa mai departe. Și a fost un moment în care m-am întâlnit față în față, exact ceea ce mi-am dorit. Nu-mi dau seama cât a durat, cei cu care am fost mi-au spus că în jur de 5 minute, 3-5 minute. N-a cronometrat nimeni, pentru că a fost un moment așa în sine, un moment, cum spunem noi. Moment în care el m-a văzut și mi-a spus niște cuvinte. Eu atunci n-am realizat ce îmi spune, deși vorbea engleză, n-am realizat ce spune. Cei care erau cu mine pur și simplu mi-au spus că a discutat cu mine. Eu nu mi-am amintit nimic, luni de zile nu mi-am amintit nimic, pentru că eram prea fascinată de momentul în sine, pentru că mi s-a îndeplinit ceea ce îmi doream. L-am urmărit în conferință și după aceea am început să meditez ca să pot să intru în acea energie, pentru că este o energie specifică, în acele câmpuri pe care numai un om atât de elevat ca și dânsul poate să le reveleze. Și încet, încet mi-am revenit, am revenit cu picioarele pe pământ, pentru că eram așa pe un norișor,
Și am început să percep, de fapt, ceea ce a vrut să-mi spună. Și pot să spun că momentul ăla a fost unul dintre momentele definitorii din viața mea, pentru că, de fapt, am înțeles, mi-a dat ca un fel de double check la ceea ce aveam în sufletul meu, mi se revelase pe Muntele Sinai, dar nu știam cum să-l implementez în viața de zi cu zi. Adică a fost așa ca o teză de doctorat, aș putea să spun. Și da, viziunea pe care mi-a revelat-o în momentul acela Dalai Lama, exact asta se întâmplă. Iată, sunt deja 12 ani de atunci și lucrurile se întâmplă exact așa cum a spus. Am urmat exact pașii, de aceea și dieta minții se află în momentul acesta în această structură, pentru că așa era menit să fie. Bineînțeles că puteam să nu fac această misiune, puteam să zic nu, e prea greu pentru mine, este cine sunt eu ca să fac așa ceva, dar în sufletul meu am simțit că asta este calea. Și atunci am urmat-o, no matter what, cum ar spune englezul. Au fost multe obstacole, dar am spus dacă asta este calea, eu merg înainte orice ar fi, adică nu mă abat de la ea, atâta timp cât un om ca Dalai Lama mi-a trasat această cale și mi-a spus că asta este calea pe care o am de urmat, cine sunt eu ca să zic că nu este? Adică merg înainte și vedem ce se întâmplă. Și exact așa s-a întâmplat și iată, suntem astăzi aici cu un sistem format. Cartea aceasta este doar un opis a ceea ce fac eu și eu fac și cursuri în care dezvolt temele din carte. Dar cel mai mult lucrez cu oameni individual și, culmea, pe timpul pandemiei am început să lucrez foarte mult pe partea de business, pentru că sunt oameni care, venind în partea de life coaching cu mine, acum își doresc ca să traseze noi strategii, își doresc ca să vadă cum poate să implementeze partea spirituală în businessul lor, astfel încât să treacă la un alt nivel. Și este fascinant. Mulțumesc frumos. Ai văzut vreodată cum arată Bucureștiul noaptea de la etajul 19 de la Intercontinental? Nu. Facem o poză când da, plecăm? Da, cum să nu. Mulțumesc foarte mult încă o dată prietenilor noștri de la Hotel Intercontinental. Mulțumesc frumos și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Mulțumesc invitatei mele. Ne revedem sâmbătă la ora 21 la Voi cu Voi, cu Să fim sănătoși.